duce prin timpuri. Capacitatea trenurilor să mai fie suplimentată în funcție de cererea călătorilor. Ne pregătim să dăm startul sărbătorilor de iarnă, iar Moș Crăciun, cel mai îndrăgit personaj de sărbători, și-a început călătoria magică în jurul lumii. Copiii pot afla în fiecare moment unde se află. Are detalii Adina Leovean. Prima destinație a lui Moș Crăciun este ca în fiecare an Republica Kiribati, un stat de 32 de insulițe din sudul Pacificului. Apoi le va duce cadouri copiilor din Noua Zeelandă, Australia și Japonia. Periplul pe glob se va încheia cu state, Canada, Mexic și America de Sud. La noi în țară, Moș Crăciun ajunge în jurul orei 23. Până atunci însă, copiii și adulții pot urmări călătoria sa cu ajutorul Comandamentului pentru Apărare Aerospațială Nord-Americană, pe scurt NORAD. Moș Crăciun va străbate 510 milioane de kilometri alături de Renisei, o viteză de aproximativ 2900 de kilometri pe secundă. Mușul va ajunge 24 de ore în casele tuturor. Mai exact, va vizita 390 la televizor că se face un drum de 1700 de kilometri de picior. Cât? 1700 de kilometri de traseu care unește Udna. Lucrează la el, a făcut 700 de kilometri. Unește Udna cu duce drumul la Marea, la mare. Drum de turism de picior, se numește Via Transilvanica. Via Transilvanica. Și arăta că a făcut deja. La fiecare kilometru e câte o bornă ascultată cu Mihai Viteazu de ceva la Cepeșiu. Înțelegi? Drum de picior, 1700 de kilometri. 1700 de kilometri? Și are marcaje, are un cer.